Ultimele două zile din această lună de primăvară aduce întruniri ale legislativelor locale din orașele Târgu Frumos și Hârlău. Prima ședință ordinară din cele două menționate va avea loc marți, 30 martie, de la ora 14, la primăria Târgu Frumos de pe strada Cuza-Vodă. Pe ordinea de zi sunt 20 de puncte. O parte din proiectele de hotărâre care necesită votul consilierilor sunt și următoarele. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul documentației tehnice pentru investiția reabilitare străzi prin asfaltare, strada Unirii, Nucăriei, Măicuța, Lunca Bahluieți, Ogorului și Noua, sau situația terenurilor disponibile la nivelul orașului. Cea de-a doua ședință va fi la Hârlău, miercuri 31 martie, de la ora 14, la Căminul Cultural din Pârcovaci. Pe ordinea de zi sunt 9 puncte care vor necesita votul aleșilor locali. Printre proiectele de hotărâre ce vor fi dezbătute se numără și desemnarea reprezentantului Consiliului Local Hârlău în cadrul adunării generale a acționarilor ASC Gaz Nord-Est SA Hârlău, procedura și condițiile de efectuare a schimburilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii, dar și o informare privind modul de cheltuire a subvențiilor aprobate de Consiliul Local anul trecut Spitalului Orășenesc. Cele două ordine de zi le puteți consulta pe site-ul bit.tv.info.